România și eu, ca aminte. Toate erorile electorale, să știm că suntem 11 noiembrie, cu excepția acelor de nou, și vreau să ne există erorile electorale, într-o în circunscripție, o instituțioară legeri parlamentare. Da, și parlamentare. Iată, acolo eu înțeleg că acum, eu propun, ca să desemnăm 11 noiembrie, ei au obligațiune de a efectua alegeri locale și alegeri parlamentare. Este un volum mai mare de lucru să desemnăm, să construim locuri locale de 11 noiembrie. Ceilalți de locuri consider că și rațional scop formăm membrele de locuri doar din locuri. Cum de pe casă? Dar, practic, toate sectoarele sunt din 11, pentru că sunt persoane care stau la masă și eliberează pe tine, sunt persoane care monitorizează, sunt foarte multe lucruri. În cazul în care nu este bine nouă, iar apoi e un flux mare de lucruri, unde poți să te plăiești. Noi ținem că eram 7, eram 7, eram pe tine și tu erau pe... Care monitorizează? Și conform codului electoral, cel puțin în campania electorală acum în 20 octombrie, cel puțin mai în 9 sau în 10. Adică despre 5 sau 7, nu știu, după cum de acestat, despre codul electoral de vezi, că 3 membri sunt legate de proprietatea de stație cu ce local, cu local, și 5 membri, fiție un membru, este delegat de fiecare partid, eu propun să ne uităm la structura care a fost mai este de oare, pentru că este chiar de putere, am venit de acest și ținem cont și de ales de practic. Da, este amintit de practic, cred că și sunt situații, este așa de numai foarte multe secții totale. Practic, la jumătate din ele nu se prezintă un membru. În cazul respectiv, din focul membru de 7, practic, mai ales și de noi ce schimbă? Pentru 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 noi ce schimbă? Sunt secții, de exemplu, în Cămin, unde ei au 5 sau 6 alegători, nu este cazul să spunem 11. Sunt birouri, într-adevăr, numărul de alegători și prezența la urmă este, hai să spunem, 75%, și într-adevăr, acolo este necesitate, dacă nu duce în urmă, și pentru că trebuie să ne încadrează în judiciul de geografie. Pentru asta și s-a propus în proiectul de hotărâre de a fi construit 9-11, în practică, ca model alegerile anterioare. Adică dacă pe parcurs consiliul care a birou care a fost constituit din nou membri, depune un demers cu consiliul electoral și motivează că numărul de alegători care va de aceasta s-a mărit, de exemplu, a fost 1600 și acum se vorbește 2700, noi suntem în drept că a mărit acest birou electoral cu până 2 membri. Asta este o practică și este conform la procedurii de 7 octombrie. Eu consider că au să fie de indicator că s-au numit componența numerică pe anumite criterii care, când o să fim pe bază, pe ce criterii s-au numit într-o secție nouă și într-o secție 11, ca noi să spunem că acolo sunt atâția alegători, cel puțin măcar vreau să văd o explicație în care secții de votare o să fie nouă și de ce anume. Pentru că noi astăzi votăm proiectul de hotărâre. Vă mulțumesc.
în vici fugit la Consiliul Electoral și am scris Simonul Baron, Codru. Noi, în afară de care le avem municipale, avem și circumscripție, trebuie strict. Avem 5 secții de votare, de sub limita de puțin mai puțin de 3.000 de alegători. Noi, la alegerile precedente, unde tot a fost volumul mare, lucru am avut rânduri deosebit de mare. Și vă rog frumos pentru circumscripția Codru, să puneți numărul maximum, volumul din mult, deosebit mare, încă vedeți că am comisii comisar, dacă să luați în considerație propunerea mea, vă rog. Mulțumim, este localul pentru votare centru de creație tehnică pentru copii și adolescență, care din secolul de diplomat în 9000. Date în faptul că numărul total înscris conform listelor a Thank you.
Cum și nu le selectau? Ce criterii au fost selectate persoanele de astea de ziua? Sau le selectat? Noi le-am selectat, eu personal m-am pus în linie. Nu am niciodată listă. Listă de reporturi, așa că am prezentat în cazul ăsta. Ca să vă spun, de unde a venit din ce este recomandat. Registrul funcționarilor electorale îl selectat în avarție. Cum sunt verificat? Eu personal nu l-am pus. Și respectiv au cântat realizați funcții locale, ne referim de către Consiliul Municipal Chișinău. Respectiv, deja informația suplimentară, urma dumneavoastră să verificați. Dacă asta o aveți, înseamnă că ea este sau că trebuie realizați funcții locale care nu sunt primite ca propunere și vizietă, sau deja asta nu va sta e va aparține. Nu pot să mă expun că nu am încat nici unul din pe electorale.